Pentru ce respinge, poate, sau pentru ce nu crede ortodoxismul în reîncarnare, în renaștere? Nu crede ortodoxismul în reîncarnare pentru că fiecare persoană are o valoare unică. Nu pot crede că mama mea nu rămâne mama mea cu iubirea ei permanentă, veșnică pentru mine. Nu pot socoti că Maica Domnului nu rămâne Maica iubită a Fiului Dumnezeu în vecii vecilor. Nu cred că Maica mea devine pisică într-o existență viitoare. Atunci n-ar mai fi o iubire reală între oameni. Un filozof francez, Gabriel Marcel, a spus: când te iubesc, afirm valoarea ta veșnică. Nu pot gândi că tu nu vei exista veșnic. Dacă se schimbă fiecare în alte și alte trupuri, nu are nimeni nicio valoare. Totul își pierde valoarea. Totul devine relativ. Totul devine fără sens. Se spunea că Iisus însuși este o reîncarnare a lui Ieremia, a lui Iov. Au spus puțini, foarte puțini, dar cei ce au crezut în el cu adevărat n-au spus aceasta, ci au mărturisit existența veșnică a lui Hristos cel Înviat și că El este Fiul lui Dumnezeu din veci și va rămâne în veci. El este veșnic, este Alfa și Omega, este din începutul fără de început și este, după ce se face om, sfârșitul fără de sfârșit și noi vom avea în El la fel învierea pentru veci.